Eu vara nu dorm. Toată lumea a cântat această piesă alături de Connector, un român care a plecat de jos cu o poveste de viață tulburătoare. În copilărie au fost zile când ai lui nu aveau ce pune pe masă, iar acum se bucură de celebritate și are programate și câte 7 concerte pe zi. Asta pentru că a muncit pe rupte și a rămas un om simplu, credincios, cu picioarele pe pământ. Un român care gândește liber. București, Constanța, Timișoara și lista poate continua cu toate orașele țării, cât l-au ținut rărunchii tot poporul și a exprimat anul acesta insomnia. O melodie care a ajuns la 13 milioane de accesări pe internet și a stat 14 săptămâni pe locul întâi în topurile românești. A fost hitul verii și încă face furori, iar vinovat pentru toate acestea este Connector, alias Relu, alias Ștefan Mihalache. București mai bine de un ceas după miezul nopții. În studioul său, Connector și trupa nu dorm nici toamna. Cam de câte ori ați cântat? Păi, de câte ori am cântat-o, mă? De câteva sute de ori, da. El a gândit muzica, el a scris versurile, inspirat de insomnia de care suferă tatăl său și de nopțile petrecute în studio sau în concerte. Și a tras lozul cel mare. Piesa a prins, iar Connector a ajuns să trăiască pe drumuri. Urmează un mare somn. Vara nu somn. Pe peliculă, Giganții, Buldogul și Connector. S-a apucat de cântat acum 15 ani. A făcut parte din mai multe trupe, a compus și lansat mai multe piese și a creat un look de rapper dur. Imagine la care a renunțat anul acesta când a filmat videoclipul La Vara nu dorm. S-a născut într-o familie de oameni săraci, rămași fără serviciu după căderea comunismului. Mama la un moment dat făcea un fel de terci, o mămăligă foarte lichidă. Și mâncam dintre aia când nu exista nimic, aia era principala masă. Dar au fost zile când n-am avut nici mălaiul ăla, ciorul de mălai. Știi că le-am povestit că ne făceai terci? Da? Da, mă, sinceritatea, foarte bine. Da, sigur. Sinceritatea. Să nu te superi, gama. Nu, mama! Ți-am spus eu vreodată să te ferești de ceva? Nu! De la mama a primit o educație spartană, de la tată, talentul. Because I love you, are you lonesome tonight? Gata. Sunt eroii lui și au trecut prin multe, tocmai de aceea le-a pus tabloul pe umăr. My superheroes. Da. Like this. Sunt o familie de țigani și nu se feresc să spună răspicat lucrul ăsta. Cel mai mult vrei celebritate. Vreau să-ți fac logodă, să te duc sus pe muntele alte. Când era mic, își dădea banii din alocație pentru o oră într-un studio. Acum are unul doar al lui. Știu că filmul are un final, dar iau rolul principal. Hey! Aici le vine inspirația, aici creează de câțiva ani. Și hituri au tot scos, dar cu Vara nu dorm au rupt gura târgului. Sine undeva că cu 100 de mii de euro. Ah, nu, da, pentru că lumea calculează așa. Cât ia Connector pe concert? Pe 1800 sau 2000 de euro. Sau 2500, să zicem. Dar ei n-au calculat treaba asta. 20% impresariatul, am 5 instrumentiști, 4 dansatori, un DJ. Deci nu e 100 de mii de euro? Nu. În niciun caz. Sub jumatea sumei, da. Oh! Bandul și dansatorii sunt de câțiva ani a doua familie. Bine! Adevărați acrobați, campioni la diverse competiții în lume. Unde e Biblia mea, aia mare? Cea roșie? Da. Citește pentru a doua oară Biblia și a început să-și pună probleme de existență, să se întrebe ce ar fi de făcut ca lucrurile să funcționeze mai bine în țara asta. Eu cred că dacă ne întoarcem fața puțin către Dumnezeu, o să reușim să readucem România așa cum a pornit ea cu valorile ei.
Poate vom mai avea un Mihai, un Mircea, știu eu. Un Petrețuțea. Un Valeriu Gafen. Cine știe? Da, dacă nu, adică măcar să sperăm la treaba asta, știi? Atenție! Acțiune! Acum filmează pentru un nou clip, dovadă că succesul din această vară nu i-a luat mințile, că nu este omul unei singure melodii, dar va rămâne probabil pentru toți cântărețul care vara nu doarme. Mă gândeam așa, ca să pot să fiu împlinit în momentul ăsta, mai îmi trebuie un mini-mi, îmi trebuie un copil. Lucrăm. Mini-mi, lucrăm, trebuie să vină, da. Let me be what I need to be, 'cause when the sun is shining, you look so sexy. Pe Diana o știe de câțiva ani și a cerut-o deja de nevastă. Au apărut împreună într-un clip. Bine ați venit în vila noastră din blocul din Diham. De cât are? 10 metri pătrați. La succesul pe care îl are, te-ai aștepta să-l găsești într-o casă mare. Locuiesc împreună într-o garsonieră de doar câțiva metri. Uite, deschizi geamul ăsta de aici, exact geamul ăsta. În fiecare seară fac treaba asta și să văd dacă e în fiecare seară și seara. Și știu exact ce face... Care e vecinul care mănâncă pepene vara tot timpul după geam? Acolo, nu? Da. Da. Acolo, sus, pune rufe cineva tot. Da, nu, timpul... acolo, mai e una care pune mereu rupe multe. Eu am preferat să investesc foarte mult în studioul meu și să-mi strâng bani pentru... să strângem bani împreună pentru o casă pe pământ, o casă cu curte, unde să văd copiii cum cresc frumos. Mai dă-te în inima mea și tu și ea. A adunat în jurul său o trupă mare. Îi merge bine, are succes, îl iubește lumea. Ștefan Mihalache este un român țigan, un om care a plecat de jos, care a cunoscut sărăcia și a ajuns să se bucure de glorie. A rămas un om normal, trăiește încă într-o garsonieră, într-un bloc gri, dar este un artist care, mai ales anul acesta, a contribuit din plin la buna dispoziția românilor. După ani de muncă, de cântări, așa cum le numește el, și după vară în care n-a dormit, Connector a ajuns o voce a României. 1, 2, 3 și... La mulți ani, România! La mulți ani, ProTV! Rapino! Hai cu toți să ne urnim, nu lăsați pe mâine! România s-o unim și o să fie bine! Țara se schimbă în bine. Românul se descurcă. Românul va supraviețui, după părerea mea, și la un cataclism nuclear și la... dacă pică curentul, vorba aia, nu știu cât, decembrie, în toată lumea, omul nu se descurcă.